Salutare lume, sunt Ionuț și bine v-am regăsit la un nou tutorial pe Creative Wild Beats. În tutorialul de astăzi vă voi arăta cum să creați un efect de text în Photoshop. Păi, cam acesta va fi rezultatul final. Inițial este destul de simplu acest efect de text, însă arată foarte bine. Deci, să începem. Mai întâi ne vom ce la File, New și vom crea un nou pure cu dimensiunea de 1280x720 de pixeli. Ok. Dublu click pe background pentru a-l transforma în layer și îl redenumim bug de la background. Dublu click încă o dată pe L pentru a intra în layer style și adăugăm un gradient overly. Lăsăm toate setările așa cum sunt, însă vom schimba culoarea gradientului. Prima culoare va fi negru, cea de jos, iar cea de deasupra va fi un negru foarte puțin deschis. Ceva asemănător. Uitați codul aici. Ok, ok și iarăși ok. Acum creăm un, de fapt nu creăm un layer, ci creăm un text. Apăsăm pe această uneltă type tool și scriem ceva. Scriem creative. Acum voi, apă, voi apăsa OK și Ctrl T pentru a redimensiona textul nostru, Țin alt Shift apăsat pentru a-și păstra proporțiile. OK, să zicem cam la această dimensiune. Enter. Uh, fontul folosit de mine este Gang Wolfie, că îl puteți downloada de pe internet. Și uh, dublu click pe layer cu text pentru a intra în layer style, iar acum începe magia. <sus> Mai întâi vom adăuga un drop shadow care nu se va observa foarte mult deoarece background-ul nostru uh, este negru și umbra este neagră, iar uh, umbra pe care o vom crea nu prea se va vedea, însă este bine să o punem pentru detalii, care detaliile mereu fac diferența. Acum, modul va fi pe Multiply, opacitatea va fi la 75, însă vom defiia Use Global Light, iar angle va fi la de 90 de grade, distanța la 5, size-ul la 10. Putem observa aici în boxa cu preview cum arată umbra noastră pe text, în caz că nu o vedem în imagine. Uh, următorul lucru pe care îl vom adăuga va fi un gradient overly. Uh, Setările vor fi la fel, însă culoarea gradientului uh, o vom schimba. Culoarea de bază, care este la bază, uh, în josul textului, va fi un verde puțin închis, un verde crud. Uh, undeva pe aici, da, ok. Iar culoarea de deasupra va fi tot un verde crud, însă mai deschis ok și ok. Acum vom adăuga un inner glow. Uh, blending modul va fi pe overly, uh, iar culoarea glow-ului va fi albă uh, și size-ul va fi destul de mare, undeva la uh, 7 și choke-ul uh, la 40 sau 50, deoarece vrem ca uh, linia noastră să fie dură și um, să nu fie așa mai soft. Să fie ca un uh, inner stroke. Size-ul va fi puțin mai jos. Acum depinde de rezoluția imaginii voastre și de gustul vostru, desigur. Voi da ok și mă voi apropia puțin mai mult pentru a vedea detaliile mai bine. Deci, blending-ul pe overlay, ciocul la 40, size-ul la 5. Acum uh, vom mai adăuga și un bevel and emboss. Uh, Depul va fi la maxim, uh, size-ul la 1, uh, vom defini Use Global Light, angle-ul va fi la 90 de grade, iar altitudinea la 30. Acum uh, vom da opacitatea umbrei la 0, deoarece nu avem nevoie de umbră, și vom lăsa uh, opacitatea highlight modului uh, la 60. Uh, acum voi adăuga un inner shadow. Blending modul va fi pe uh, color burn, nu, nu, am greșit pe linear burn, da? Uh, voi identifica use global light, iar angle va fi de 90 de grade. Distanța va fi destul de mare, de fapt de, uh, 6, iar size-ul 7, da, ceva de genul poate 7 la distance. Nu, va rămâne 6, însă opacitatea va fi de 60%. Uh, da, arată destul de bine. Uh, iar un ultim lucru pe care am mai putea să-l adăugăm va fi Outer Glow-ul. Deoarece textul nostru vrem să emită puțină lumină. Blending modul, va fi, va fi pe screen, culoarea va fi un verde crud, cam ca verdele de pe textul nostru, ok. Însă, size-ul va fi puțin mai mare, iar opacitatea destul de scăzută, 20, uh, 20%. Putem modifica puțin inner glow-ul. Uh, va fi puțin mai mare. Uh, arată bine. Opacitatea puțin mai mare. Acum depinde, v-am spus, depinde de gustul fiecăruia. Putem umbla și puțin la bevel and elbows. La 0 nu prea mic. Vom lăsa la 1. Deci sunt uh, acele stări pe care vi le-am spus de la început până la urmă. Voi apăsa OK și cam acesta este uh, textul nostru. Da, destul de simplu până acum. Nu mai avem decât să adăugăm, uh, eu știu, uh, un highlight. Vom lua pentulul. Uh, îl vom seta pe shape pentru a ne crea o formă. Având culoarea albă selectată începem să facem un highlight puțin rotunjit, să nu fie drept. Ok, iar acum închidem shape-ul nostru. Următorul lucru pe care va trebui să-l facem este să transformăm acest shape shape, în layer, pentru a-l putea tăia după forma textului. Al doilea click pe shape și vom da restrize Layer. Acum, ținem control apăsat și apăsăm pe Timeline-ul layer-ului cu text pentru a selecta textul. Ne ducem la Select, Modify, Contract și vom mișora selecția noastră cu 3 pixeli. Ok? Acum selectăm shape-ul nostru, apăsăm Ctrl, Shift și I pentru a inversa selecția și ștergem tot ce este în afara textului. Ne apropiem și scădem opacitatea highlight-ului undeva la 30, 40, depinde cât de vizibil vreți să fie, vreți să fie această lumină. Dacă dați opacitatea highlight-ului mai mare, va trebui să măriți și opacitatea inner shadow-ului pentru ca umbra să fie mai vizibilă. Undeva pe acolo, la 82, ok. Ne îndepărtăm și cam, aceasta este, cam acesta este efectul nostru de text. Sper că v-a plăcut. Uh, dacă aveți vreo nelămurire să lăsați-mi un coment în secțiunea de comenturi, desigur uh, Dacă v-a plăcut, dați-mi un like și un share, asta mă ajută foarte mult Dacă nu v-a plăcut, dați-mi un dislike și lăsați motivul în secțiunea de comenturi uh, Dacă aveți vreo idee de tutorial, nu ezitați să lăsați un coment La revedere!